Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi vom discuta despre cartea lui R.R. Carey, Fata cu toate darurile. Am cumpărat cartea asta principal pentru că am văzut-o la colegii mei BookTube și toată lumea era foarte încântată și vai ce extraordinară este și am zis, băi, cum se poate să fie o carte așa extraordinară și eu să nu o citesc și mă rog. Așa că am cumpărat-o să văd și eu despre ce este vorba. De altfel, o puteți vedea când am cumpărat-o într-un unboxing trecut, pentru că de obicei îmi cumpăr cărțile pe internet, online și cam toate cumpărăturile mele de cărți sunt unboxing-uri. Dar să revenim la oile noastre. Na, putem discuta așa pe o arătură și să discutăm despre carte. În primul rând să vă zic un pic despre poveste. Cartea ne prezintă pe o fetiță, Melanie pe numele, și prima parte a cărții, undeva la vreo 100 și ceva de pagini, sunt doar din perspectiva acestei fetițe. Melanie, care e o tipă blondă, pentru cei care au văzut filmul vedeți că nu bate, acolo era mai puțin blondă, mai mult, mă rog, cu ochii albaștri, e pare a fi așa o fată drăguță și care privește lumea prin ochii unui copil inocent, lucru foarte interesant și vreau să spun că primele 100 de pagini s-au părut cea mai interesantă din toată cartea și ne prezintă cum vede ea lucrurile, la un moment dat aflăm din prisma ei cât de normal îi se pare la un moment dat faptul că este încătușată și cum de logic se pare faptul că este închisă în celulă și lucrurile astea sunt, te intrigă așa, îți dă câte puțin din poveste și nu fac decât să dea o pastilă care să te vrea să vrei mai mult. După aia lucrurile se schimbă și autorul ne prezintă povestea și din prisma celorlalte personaje, în special Miss Helen Justino, care e profesoara acesteia, și sergentului Eddie Paz. Dar până acolo vreau să vă zic despre carte. Să vreau o carte, un, hai să zic, horror, oarecum, aventuri, o zombie apocalipsă, o ceva genul ăsta, în care lumea este cumva invadată de zombie. Da, știu, un subiect fumat, dar vine cu o idee destul de originală, și anume cu faptul că zombii ăștia nu sunt efectiv produsul unei substanțe radioactive care cumva a scăpat din laboratoarele armate și care îi fac pe aceștia mâncători de creiere și atât. Nu, ci merg cu o idee destul de originală, lucru care mi-a plăcut, și anume, nu știu dacă știți, dar în natură există o ciupercă. Pe numele ei, sper să nu zic prea iurea, o Ophicordyceps unilateralis, așa se numește, și este întâlnită special în junglă și afectează foarte mult furnicile. Acestea cumva le cresc din însăși cap și ele sunt cumva ghidate de respectiva ciupercă să ajungă undeva pe o creacă mai înaltă, pentru ca în momentul în care respectiva ciupercă își elimină sporii să cadă pe cât mai multe furnici. Bineînțeles că respectiva ciupercă a evoluat și sunt mai multe subspecii ale acesteia care afectează diverse specii. Și avem specii de ciuperci care afectează molile, care afectează libelule, etc., etc., diferiți gândași, mă rog. Ideea cumva și pe ca s-a adaptat ca să treacă la altă specie, să infecteze altă specie. Lucru că, cel puțin din prisma mea, destul de interesant. Ciuperca asta fiind un parazit cumva care controlează gazda și totuși nu omoară până când nu își îndeplinește scopul. Din prisma naturii, din prisma unui biolog, chestia asta este extraordinară. Mie unul m-a fascinat și după ce am citit cartea, imediat am căutat pe internet, pe YouTube, și am observat o grămadă documentare și m-am documentat spre privind la chestia asta și m-a fascinat. Da, bineînțeles că iar o aparatură și vorbesc despre tot altceva decât despre carte. Hai să ne întoarcem la carte și să vă zic, hai să vă zic vreo două vorbești despre scriitorul. Un scriitor care e mai mult obișnuit cu benzile desenate, cu seriale, scrie mult pentru televiziune, pentru Hollywood, mai puțin novele, are și câteva novele, nimic foarte de succes. În schimb, în afară de asta, care se pare că a avut un succes destul de bun, nu foarte mare, dar mă rog.
Haideți să vă zic acum și părerea mea despre carte. Prima parte, primele 100 și ceva de pagini în care se prezintă povestea din prisma fetiței sunt extraordinare. Dacă continua autorul cu respectiva chestie, cred că ar fi fost o carte memorabilă. Mi-ar fi plăcut la nebunie. Atât de bine ne prezintă perspectiva fetiței în fața lucrurilor destul de neobișnuite și încerci tu să-ți dai seama oare ce se întâmplă, oare de ce misterul crește tot timpul și lucrurile sunt extraordinare. Inocența reușește cumva primele 105 ceva de pagini să surprindă inocența copilului și toate lucrurile sunt privite din prisma ochilor aceia inocenți de copil care încearcă să înțeleagă și unele lucruri se par normale pentru că nu este încă supusă vieții, nu este trecută prin viață și să știe ce este bine, ce este rău. Nu are încă un standard moral cum îl avem noi, cei care suntem obișnuiți cu viața și ea încă nu știe ce este bine, ce este rău, ce este alb, ce este negru, etc. Și lucrurile astea sunt extraordinare. Dacă ar fi coordonat asta, v-am spus, cartea a fost extraordinară. În momentul în care trece în perspectiva celorlalți, mi s-a părut că autorul se vinde, ca să zic așa. Încearcă să ne prezinte povestea cumva mai comercial, să fie mai flamboyant, ca să zic așa, lucru care mie unul mi-a desplăcut, deoarece a intrat efectiv într-un tipar folosit de Hollywood până la uzură. Într-adevăr, chestia cu ciuperca este originală și atât, dar în rest a cam dat un bar cu restul cărții. Totuși, bineînțeles, ținând cont că 100 de pagini, 100 de pagini scrise extraordinar și care sunt pline de intrigare și o idee originală acolo, mă rog, nici cealaltă decât restul cărții nu e scrisă prost, să nu mă înțelegeți că e scrisă prost, numai folosește niște șabloane hollywoodiene uzate deja de atâtea filme cu zombi care le-am văzut în trecut și na, sunt caractere care intră, cum zic eu, în nișa lor frumoasă. Avem profesoara bună, avem sergentul rău, avem doctorul nebun. Toate intră exact în nișa care este construită de Hollywood și uzată de atâtea ori. Am nota mea pentru carte o să fie 8 din 10. Speram să-i dau mai mult. Aș fi vrut chiar și pe alocurea timp să-i dau mai mult, dar asta este. Cumva, faptul că a refuzat originalitatea m-a făcut să fiu un pic mai dur, pentru că e clar că a avut intenție. Dacă mergea continua pe nișa pe care începuse, era o carte de nota 10, fără doar și poate. Deci nota pentru fata cu toate darurile este 8 din 10. Asta fiind spuse, duminica viitoare continuăm seria Avalon cu cel de-al doilea roman din seria Negurile, volumul 2 mai exact. Și până atunci vă zic o zi bună, lectură plăcută și nu uitați să rămâneți dornici de lectură.